Ei, bună dimineața la toți! Spuneți-mi, vreau frumos, dacă mă vedeți, dacă mă auziți, pentru că sunt pe plajă și aici conexiunea nu este cea mai bună. De fapt, plaja e în spatele meu, dar în fine, tot sunt așa mai unde nu este cea mai bună conexiune. Și vreau să-mi spuneți dacă mă auziți, dacă mă vedeți bine, să-mi dați un feedback. Se aude, se vede totul bine? Bună dimineața! Spuneți-mi cum mă auziți și cum mă vedeți. Tot ok, super! Foarte bine! Cine vrea să facă cu mine gimnastică dimineața? Ridicați mâna în sus! Așa, super! Cine s-a hidratat, vă recomand să vă hidratați. Să aveți o sticluță de apă cu voi alcalină, cu apă alcalină, cu apa regilor. Dacă nu aveți apă alcalină, atunci cel puțin măcar apă cu lămâie dimineața. Asta ar fi super. Așa că, oh, nice, cineva deja vrea să facă cu mine gimnastică. Super, foarte bine. Deci, haideți să începem gimnastica noastră cu practicile care sunt de obicei. Asta este să facem câteva respirații și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi minunată. Bună dimineața, Mihaela! Super! Hai! Așa, super! Dacă vedeți, eu sunt pavnit în orașul, nici nu știu cum se numește orașul ăsta, am uitat cum se numește orașul, în fine, sunt în Anglia, aproape de Brighton, este un orașel foarte drăguț, nu știam niciodată că poți să fii așa mai frumos ca în Brighton, credeam că Brighton este cel mai frumos loc aici, din Anglia, unde poți vii la mare, dar ca tare m-am greșit. Bine, acum începem cu părul, pieptănăm părul bine. Așa, să ieșim din zona de confort. Simțim că chiar ne deranjează atunci când ne pieptănăm. Așa, super. Acum al treilea ochi. Masăm binișor, să ieșim la fel din zona de confort. Așa. Zona templilor la fel. Așa, să ieșim din zona de confort. Sprâncenile. La fel le masăm. Morsăim sprâncenile bine. Așa. Acum puțin le întindem. Super. Urechiușele. Ca cum profesoara ne trăgea la școală de urechi. Cine profesoara trăgea la ele la școală de urechi? Ține minte cineva sau erați cu minți? Așa, super. Nasul, deci curățăm limfa, curățăm canalul ăsta de la nas. Foarte bine, la fel apăsăm. Super. Facem câteva rotiri în stânga și câteva rotiri în dreapta, cu palma. Super, haideți să vă arăt cum ies soarele. Să întorc camera puțin încolo, ca să se vadă. Și soarele care o să iasă. Iată așa. Deci, continuăm mai departe. La fel măsăm binișor. Fixăm zâmbetul. Super.
Acum cu gura semi-deschisă și iată cu partea palmii. Așa, facem, măsăm binișor. Acum vă arăt un exercițiu care, dacă îl facem în fiecare zi, oamenii care au bărbii sau care ați văzut că au bărbii, dacă îl facem în fiecare zi, vă asigur că nu o să aveți bărbii. Iată, punem palma în felul următor și de la mijlocul bărbii începem să ducem spre stânga cu mâna dreaptă. Iată așa. Super. Acum cu stânga. Perfect. Bravo. Cine mai face cu mine? Cine aici? Puneți un plus care sunteți persoane. Sunteți trei persoane. Cine? Faceți cineva? Mihaela? Alex, faceți gimnastică cu mine? Așa. Acum un exercițiu care v-am spus, dacă îl facem în fiecare zi. De fapt, haideți să trecem mai întâi la vedere. Fixăm privirile în colțuri, prin colțuri facem patru, așa, facem trei cercuri, după care trei cercuri înapoi. Hai, capul drept și începem în stânga. Și înapoi. Așa. Cine aici? Ok. Acum un exercițiu foarte bun, asta este pentru gât la fel. Gâtul nu iubește să facem rotiri bruști, așa că încercați, dacă faci exercițiul ăsta, să-l faci încetșor, să nu mișcați brusc gâtul. Așa, începem. Ca la școală. Acum la fel putem să facem pătrat, mergem spre stânga, spre dreapta. Și invers, din dreapta spre stânga. Super! Am uitat să vă menționez un lucru foarte important. Atunci când facem toate exercițiile posibile pe care noi le facem în timpul gimnasticii, genunchii noștri să fie semi-așezați, așa, să fiți îndoieți, să nu fie picioarele drepte, deoarece presiunea se duce pe picioare. Așa. Mai departe, acum vă arăt un exercițiu foarte bun, este pentru partea spatelui, da? De obicei, oamenii care au ghebul ăsta aici. Dacă îl faceți în fiecare zi la fel, o să vedeți cum o să dispară ghebul. Așa că, cum face broscuța, cum scoate broscuța capul din căsuță. Așa o să facem și noi acum. Umeri sus, mâinile înainte, capul în urmă și respirăm. Genunchii semi-îndoieți și începem. Super, foarte bine. Așa. Mă bucur că sunteți aici și vă uitați. Soarele încetșură iese. Perfect, mă gândeam să mă duc chiar lângă mare, dar dacă o să mă duc lângă mare, probabil acolo conexiunea să fie foarte, foarte rea și zic mai bine deja aici pe iarbă. Se vede și mai vede câte ceva. Și mie mi-e comod aici, pentru că acolo e pietriș. Așa, mergem mai departe. Acum un exercițiu foarte bun, la fel pentru umeri. Încălzim umerii, ca la școală. Cred că ați făcut și voi exercițiul ăsta. Și la fel cu respirații, genunchii semi-îndoieți și începem.
Super. Cine mai face cu mine? Puneți câte un plus aici, ca să mai vedem cine sunt persoanele care s-au alăturat la practicile noastre de dimineață. Așa, acum un exercițiu următor care îl facem, la fel este pentru umeri, doar că deja nu lucrăm din mușchii umerilor. Încercăm să lucrăm cu energie, să ne focusăm pe energie. Așa, începem. La fel respirăm, genunchii semi-îndoieți și începem. Mâinile drepte, respirăm. Ținem oamenii care fac, nu lăsăm mâini în jos, respirăm, genunchii semi-îndoieți, concentrăm pe energie. De la început nu prea se primește, vă doare tare, vreți să lăsați mâini în jos, încordează umerii, da? Schimbăm poziția. Iată, aici de obicei se observă oamenii care lucrează cu energia. Prin exercițiul ăsta se vede omul care își cunoaște cum să-și controleze energia și cum să folosească energia în timpul exercițiilor. Așa, acum un exercițiu foarte bun pentru inimioara noastră. Cât mai mult o să facem, inimioara o să vă spună mulțumesc. Mulțumesc pentru acest exercițiu. Așa că facem acest exercițiu pentru că este superb pentru inima noastră, pentru circulația inimii, mai ales dimineața, o pornim. Așa că vă îndemn să vă alăturați. Și cu zâmbet pe față. Cine nu este cu zâmbet care face exercițiile, trieți mâini. Pupa la jalsă, tri raza. Facem. Așa, super. Scuturăm energia, respirăm. Energie negativă care s-a adunat. Așa. Acum facem niște rotiri la fel înainte, cu viteză cât mai mare. Și înapoi. Super! Bravo! Acum scuturăm energie negativă de la noi. O dăm spre noi. Dinspre noi, de fapt. La fel, genunchi îndoieți. Așa, super! Și acum o alungăm. Du-te dici. Energie negativă.
Super, foarte bravo. Acum facem niște respirații. La fel, atunci când facem respirațiile, să ne imaginăm că inflăm un balon și balonul este așa albăstriu, deschis, culoare deschis. Și când dați de mâini, chiar vă imaginați cum dați această energie, așa, mă simțiți cum iese valuri de energie din cercul vostru. Pentru că noi acum ne imaginăm că inflăm un balon. Și balonul este balonul vostru de energie. În felul următor. Hai! Super. Perfect. Altfel, așa-i? Altfel merge de treaba. Acum, mergem la următorul exercițiu. Este foarte bun la fel pentru spate. Dacă o să facem exercițiul ăsta în fiecare zi, o să vedeți cum durerile de spate la fel o să mai scadă. Așa că stăm cu spatele drept, genunchi la fel puțin îndoieți. Facem respirații, ne dăm cât mai mult posibil în spate, după care ne aplecăm la fel cât de tare jos posibil și când ne ridicăm, ne ridicăm cu spatele drept. Iată în felul următor. Hai să începem. Iată așa. Facem de 3-4 ori. Super. Foarte bine. Ce, dimineața de obicei aici în Anglia, așa, mai e timpul mai posomorât, parcă îți pare că vrea să ploaie. Dar vă asigur că peste o oră o să fie soare afară și o să fie frumos. Cam așa se întâmplă în Anglia. Special am întors camera ca să... Poate o să vedeți soarele cum o să iasă. Așa. Acum un exercițiu la fel foarte bun pentru genunchi. Vă recomand la fel să-l faceți în fiecare zi. Și pentru persoanele care chiar au dureri de genunchi și care, cum să vedeți că aveți dureri de genunchi? Asta este chiar să mergeți în genunchi. Și dacă mergeți puțin în genunchi și vedeți că vă doare, înseamnă că este la voi o problemă. Trebuie să mergeți în genunchi, cât mai mult. Și peste o perioadă de timp vedeți cum dispare. Iată, eu, de exemplu, ca să vă dau așa un exemplu. Când am început să fac practicile astea, mă puneam în genunchi chiar prin casă, mergeam pe covoraș și simțeam cum mă doare când mergeam prin genunchi, prin cameră. Acum deja dacă fac asta de, nu știu, de câteva săptămâni aceste practici, simt că nu mă mai doare când merg pe genunchi. Așa că foarte bine să faceți asta în fiecare zi și o să vedeți cum încet și ușor o să treacă și durerile. Mai ales pentru băieții care lucrează mult timp pe scaun sau chiar și fetele, aveți un lucru static, sunteți, de exemplu, în oficiu sau sunteți șoferi, la fel sunteți în aceeași poziție, folosiți doar un picior, foarte bun exercițiu să-l faceți. Așa, haideți să începem. Picioarele puțin desfăcute, semi-îndoiete. Și facem așa un cerculeț în interior, încălzăm genunchii bineșor. Aceste exerciții sunt așa de bune și ușurele că poate să le facă oricine, de la mic la mare. Exterior. Acum lipim picioarele și facem un cerc în stânga, câteva cercuri în stânga. Câteva cercuri în dreapta. Așa, super. Eu acum chiar am să mă descalz pentru că o să facem niște exerciții care trebuie să mergem cu picioarele pe pământ. Dacă sunteți acasă în ciorapi, dacă prin cameră, dacă nu, chiar sunteți așa pentru un părculeaț, chiar părculean, chiar vă recomand să vă descalțați voi și să vă încărcați cu energia pământului. Așa. Iată, în genunchi, v-am spus, este rău, dar bine, hai că o să mă jertfesc pentru voi. Și o să merg puțin în genunchi. Iată, la fel, un exercițiu foarte bun, să mergem prin genunchi. Să mă seam așa puțin. Foarte bun. Sau să stăm în genunchi, la fel. Cel mai bun leac pentru genunchi asta, să stăm în genunchi. Să știți. Foarte bun. Așa. Acum, facem ultima noastră parte din exercițiile pe care le avem, asta este să mergem chiar pe pământ. Glumesc.
Începem cu partea exterioară a piciorului. Așa, puțin chiar ne apăsăm pe ea, să simțim cum ieșim din zona de confort, ne doare puțin. Așa. Piciorul drept, schimbăm piciorul stâng. Super. Simt cum îmi pocnesc picioarele, deștele. Așa, perfect. Acum în călcâi, putem să mergem puțin în călcâi. La fel, foarte bine. Așa. Partea exterioară a tălpii. În felul următor, în formă de X. Acum și după ce facem practicile, cred că o să mă duc și o să mă bag și în mare, puțin. Asta o să fie în loc de duș rece. Dacă totuși am venit aici. Așa, acum partea interioară. Iată în felul următor. Pinguincic. Mergem ca pinguini. Chiar și înapoi putem să-i dăm puțin. Vedem dacă avem... Dacă merge bine GPS-ul nostru. Așa, super. Asta este practica noastră pe care o facem în fiecare dimineață. Mulțumesc persoanelor care au fost prezente și s-au uitat. Acum mergem la următoarea practică. La fel, destul de interesantă și de obicei la această practică se adună multe persoane. Le este foarte interesant să se uite. Uite, cât suntem acum? Suntem 4. Eu vă asigur că dacă o să facem această practică, acum o să adune mai mulți. Și o să uite. Așa. Aici se vede. Perfect. Practica se numește statul pe cui. Recomand tuturor, este o practică excelentă, formidabilă. Eu simt cum persoanelor care le-a recomandat această practică, eu observ cu ochii mei reali cum le schimbă viața. Cum încep să devină alte persoane. Și asta mi se bucură așa de tare inima când văd lucrul ăsta. Când văd schimbările cu ochii mei, sunt, eu particip la această schimbare și asta e super. Așa că oamenii care mă urmăresc, care sunt aici și nu practic încă această terapie pe cui, vă recomand pentru că chiar e una superbă. Fenomenal. O să vedeți cum o să schimbi foarte multe lucruri atunci când o să faci asta. Așa. Super. Cine nu cunoaște, înainte de a sta pe cui, vă recomand. Dacă n-ați mai stat niciodată, vă recomand în general în ciorap și dacă aveți un suport, un scaunel, o măsuță, fie o persoană, vă ține de mânuță, da? Ar fi perfect, ideal. În cazul în care deja aveți o experiență... Oh, alarma. Să deconectez. Ora 7. Sună alarma. Așa. Super. Și încă o idee foarte importantă, înainte de a sta pe cui, asta este să ne punem o intenție. Fie aveți o frică, fie aveți un lucru care vreți să-l faceți de foarte mult timp, da? Este bine să ne punem o intenție înainte de a sta pe cuie. De exemplu, vrei să dai examenul la universitate sau vrei să vorbești în public sau vrei să te apuci de un curs care nu l-ai făcut de mult sau vrei să câștigi bani sau ai frica de a câștiga bani. Adică, iată, diferite intenții înainte de a sta pe cuie e foarte important să vă le puneți. Și, de asemenea, important și respirațiile. Eu acum n-am niciun suport, așa că o să mă urc direct pe cuie. Așa.
Sincer, călătoria asta a fost așa spontană, nici nu m-am așteptat că o să în general o să fac ceva ieri. Erau planuri să stau în casă, să o pățiez prin centru undeva, să mai fac un video ceva. Dar Valentin mi-a propus că hai să mergem într-o călătorie la mare și eu am zis că hai, de ce și nu, o idee foarte super. Și chiar e o idee super pentru că am descoperit niște locuri extraordinare aici. Apropo, iată, mi-am adus aminte cum se numește această locație, pentru că, dacă sunt prima dată, Eastbourne se numește. Este aproape de Brighton, vreo jumătate de ori de la Brighton, tot o zonă destul de renumită aici în Londra, în Anglia, mă scuzați. Dar e foarte frumos. Sunt multe locuri care noi nici n-am reușit să le vedem aseară, pentru că am ajuns apropo aseară și cam târziu. Dar ce aici am văzut deja mă fascinează, deja vreau să mai vin să mai văd. Dar mai este acolo o stâncă la fel, iată, dacă o să vă arăt poate ceva, o să vedeți. Este o stâncă la fel foarte frumoasă. Marea este mai deosebită și parcă mai tare îmi place aici decât în Brighton. Multe locuri, multe clădiri frumoase sunt, restaurante, pub-uri, deci chiar e super, foarte interesant. Iată, în spatele meu aici mai este roata. Eu am schimbat puțin telefonul și voi nu vedeți, este o roată, la fel, foarte frumoasă. În fața mea este și cel mai frumos hotel de aici, din Eastbourne, și cel mai scump, am zis că 5 stele, The Grand Hotel se numește. Deci e frumos, chiar am să mai vin în zona asta. Super. Și acum cred că o să fac și o practică care n-am făcut-o din Italia. Asta este, de fapt, nu din Italia, n-am făcut-o din Turcia, când am fost în Antalya. Asta este să mă bag în apă. Atunci a fost într-un râu, dar acum o să mă bag în mare. Dar de obicei mare din Anglia, știu că e foarte rece. Îți stai pielea de cât e de rece. Acum și chiar după ce finalizez live-ul cu voi, mă bag în apă. Sau probabil am să iau camera cu mine și o să vă arăt cum mă bag eu, ca să fie o provocare pentru mine, să mă bag în apă până la urmă. Știți, e bine tu uneori când ieși în fața voastră și vorbești că n-ai de ales. Deja dacă ai spus că faci, atunci faci. Și deja vrei, nu vrei, te apuci și te ții de cuvânt. Așa că iată, e foarte bine atunci când ceva vreți să faceți și parcă nu știți, vreți să faceți sau nu să faceți, să aprins camera, să vadă oamenii, spuneți ce vreți să faceți și gata, deja trebuie, n-ai încotro. Trebuie să te apuci și să duci până la capăt și ești început. Da, acolo cineva se rede, așa și este. Salut! Nu prea văd bine, dar ceva văd acolo. Bună, probabil scrie, da? Și eu am spus salut. Acum îmi finalizez practicile mele dimineața, este statul pe cuie. După care, cred că am să mă continui cu una, asta este să mă bag în mare. În marea din Anglia rece. Dar totuși am să încerc să fac asta. Vedem ce se primește. Ce fac? Uite, stau pe cuie. Finalizez practicile mele. Meditez pe cuie. Și vorbesc cu voi totodată. Accept durerea. Apropo, oamenii care sunt aici în live, am un prieten foarte bun, Vadim Tudos, este scris pe Instagram. Iată, i-am recomandat lui cuile de câteva săptămâni, are probabil 2 săptămâni de când a început să practice această terapie pe cuie. Sincer să vă spun, eu văd niște schimbări fenomenale la ce se întâmplă în viața lui, cum el se schimbă ca persoană. Pentru că el de obicei așa este o persoană mai introvertă, mai închisă. Nu prea vrea, iubește să vorbească cu oamenii, așa e mai tăcut. Acum, de când a început să practice aceste terapii pe cui, eu văd cum se petrece schimbarea în ochii mei. Chiar e alt om. Și aseară, prima dată, de când fără să-l rog, fără să-l impun, el a postat un video singur. Și nu doar a postat un video, dar a postat un video superb în care explică ce se întâmplă cu dânsul. Îi explică transformările care are loc în el. Și chiar e super, chiar mi se bucură inima de ce aici am văzut. Așa că voi care mă urmăriți puteți intrați la el pe pagină și să ascultați. Eu chiar am dat share la video care el l-a postat. Puteți să vă uitați și la mine în story, să ascultați până la capăt. Are 4 minute, dacă nu mă greșesc, dar e un video extraordinar
și cu niște conștientizări la fel interesante, mai ales pentru el. Și mă bucur pentru că el a ajuns la așa conștientizări. Asta e foarte bine, super. Nice. Acum deja a trecut și durerea, că am vorbit cu voi. Super. Iată, vedeți, băieți și fete, niște practici care durează 10-15 minute, care le facem în fiecare dimineață, dacă o să le facem, desigur. Dar, în schimb, îți ridică dispoziția, te simți altfel, ești mai energic, ești mai bucuros de viață. Eu m-am trezit, apropo, astăzi m-am trezit, prima dată, fără alarmă, la ora 5:50, pentru că mi-am setat aseară în cap, zic, vreau să fac cu voi un live în care să facem împreună aceste practici, meditațiile pe malul mării. Și prima dată m-am trezit fără alarmă, v-a dat seama cât de bine totuși m-am setat eu aseară ca să... Și m-am culcat la jumătate la 1, dar totuși m-am trezit fără alarmă. De mult n-am avut eu așa ceva. Ah. Acum eu merg după ce am sărit de pe cuie. De unde ești? Sunt din... bine, tu ai scris acolo, ok. Eu sunt din... acum sunt în Anglia, dar sunt din Republica Moldova, din raionul Noi South Speyer. Și apropo, guys, iată, după ce stăm pe cuie, eu, pe exemplu, acum am sărit repede ca să stâng alarma, dar o practică care tot la fel e importantă după ce stăm pe cuie, asta este să ne măsăm picioarele. Eu am să-mi pun un ștergăiel de sub ca să nu mă murdăresc. Așa, și am să mă așez pe el. Și o să mă așez picioarele. Sper că voi mai vedeți, nu prea mai vedeți, da? Ah. Senzația asta după ce sari de pe cui, așa, e dureroasă, dar totodată e și plăcută. Chiar e bună în practică. Și atât parcă s-au luminat și gândurile. O trecut somnul, o trecut tot. Perfect. De dragoste. Știți? Iată încă un moment foarte interesant. Toate practicile astea care, iată, dacă le facem în fiecare dimineață, în primul rând, dacă tu vrei să fii o persoană de succes, dacă tu vrei să te dezvolți, dacă tu vrei să crești, iată, făcând aceste practici în fiecare zi, tu o să observi cum față de alte persoane, față de colegii tăi, față de prietenii tăi, o să vezi cum tu o să evoluezi, tu o să crești în fiecare zi, o să crești, o să crești, o să vezi cum în fiecare zi tu devii mai bun, mai puternic, mai înțelept. Da? Iată, toate aceste practici doar făcând în fiecare zi. Așa că vă recomand. Chiar super. Așa, haideți că acolo și vă fac un tur pe lângă mare și vedem dacă mă bagă în apă sau nu. Să vedem cât e de rece apa. Dar sunt sigur că e foarte rece, că aici în Anglia de obicei apa e gheață. Eu, apropo, vreau să vă mulțumesc persoanelor care ați stat și ați urmărit acest live. Ați apreciat, ați pus inimioare acolo, am văzut. Foarte super și foarte, foarte, foarte îi plăcut chestia asta când, iată, oamenii apreciază, îți comentează, îți scriu, pun întrebări, așa că chiar vă îndemn să faceți lucrul ăsta cu orice persoană, nu doar cu mine, pentru că atunci când dai, atunci și primești. Dar atunci când te gândești să dai, dar nu dai, tu oprești energia în tine. Da? Și nu mai, dar să știți că, cred că știți de chestia asta, că dacă ai o haină veche, până nu o arunci, nu vine alta nouă, da? Sau ceva de genul. Până când nu, ca să faci loc pentru ceva nou, trebuie să arunci ceva vechi. Și iată, de fiecare dată este important să comentăm, să dăm like, să distribuim, să vorbim, să interacționăm cu oamenii. Atunci și oamenii o să interacționeze cu noi și oamenii o să vină la noi. Iată, tot e legat, tot e într-o armonie. Super. Haideți să vă arăt și roata persoanelor care n-au văzut aici, că mai este și roata. Spatele meu.
Și atât tot în spatele meu este hotelul în care noi am stat. În hotelul ăsta încă și stăm. Acum și mă duc și la prânz, apropo, să mănânc micul, nu prânz, dar micul meu dejun. Și atât hotelul ăsta din spatele meu este cel mai scump și cel mai socoate. Cel mai scump și cel mai frumos. Și chiar și e frumos, clădirea asta chiar e frumos. În spate. Și dacă v-am mai întors în camera, o să vedeți aici este și un monument în spate, la fel frumos. Eu sper că voi vedeți bine, da? Se vede bine. Comentați-vă, rog, dacă se vede, se aude bine. Pentru că rețeaua aici nu e cea mai bună. Interesant, dacă o să mă duc puțin mai spre mare, o să vedeți voi, o să auziți, acum și încercăm, facem un experiment. Dacă nu o să fie, înseamnă că n-ați avut norocul să mă vedeți cum mă bag în apă. Dar dacă o să fie, înseamnă că aveți norocul. Cum să vedem. Sincer să fiu cu voi, nu m-am băgat în apă aici, nu m-am scaldat în marea din Anglia, probabil 2 ani sau un an jumate. Merge bine. Super, mulțumesc. Și asta o să fie o provocare pentru mine, mai ales pe vremea asta. Eu de obicei vara mă băgam în apă și tot era rece, dar acum îmi imaginez că de rece trebuie să fie apa. Dar să vă spun așa un moment, iată, după ce te bagi în apă rece, când am fost în Antalya, mi-am băgat într-un râuleț. La fel am participat la niște practici și dimineața la ora 6 când ne trezeam, făceam gimnastică, după care ne băgam în apă. Senzația și atunci când te băgai în apă, asta era pur și simplu wow. Chiar e super, chiar să recomandă, mai ales după ce ești gata. Ți-au trecut toate frișile, ți-au trecut orice gând negativ, ți-au trecut tot și te mai gândeai tu acolo, din doiei în tine. Ești pur și simplu campion. Mi-am luat și ștergărelul în casc, mă bag în apă să am cu ce să mă șterg. De la hotel, desigur. Salutări oamenii care se adună aici, care se uită. Ce faceți? Cum dispoziția? Cum s-a început săptămâna, apropo? Pentru că astăzi la noi este luni. Sper că voi o savurați. Așa. Și să mai dau un life hack, un secret. Asta este să bem dimineață apă alcalină, apă vie. Eu deja mi-am băut doza, dar mai beau una. Ca să am mai mult curaj pe parcursul zilei. Mai ales produsul ăsta, el este foarte bun. Cum noi aseară am mai băut beri, am băut vin. Beri n-am băut, am băut vin. Așa că e perfect. Ne pregătim pentru un duș rece. Wow, super. Eu tot mă pregătesc, acolo și mă duc în apă. Așa că stai alături. Acolo și o să vezi show. Cum mă bag eu în mare. Sper să prindă camera acolo pe malul mării. Așa. Eu am să întorc camera ca să vedeți din față. Sper că vedeți, da? Dați-ne un feedback cum se vede. Am să mai montez, să o dau mai în jos. Așa. Haideți să vă duc pe malul mării. Să vă mai arăt puțin încă o dată locurile de aici care sunt. Apropo, suntem în orașul Eastbourne. Este foarte frumos aici. Iată, clădirea asta, hotelul ăsta se socoate cea mai, nu știu dacă cea mai veche, dar cel mai frumos hotel de aici. Pentru că ne-am uitat ieri când am vrut să facem rezervări. Și ăsta era cel mai scump și cel mai frumos. 5 stele. Noi stăm în asta, de alături. E ok. Merge. Pentru o noapte, cum stăm noi, e bine. Aici avem o roată. Și iată marea. Așa, hai mare. Cine merge cu mine să scalde? Eu sper să prindă telefonul până acolo. Vedem acuși. Ud, aici sunt chetri. Iată, acolo avem cineva, o persoană care văd că s-a băgat în apă. Probabil prinde rași. Ha ha.
Iată, văd că în partea stângă, încolo unde mergem noi, este o zonă unde ne parcă nisip. De fapt, aici nu nisip, e chetriș, dar o să încerc acuși. Măcar să mă moi puțin. Apropo, voi ce faceți? Sunteți la muncă? Unde sunteți, băi? Sunteți acasă? Haideți să întorc camera să mai vedeți. Așa. Sper că mai vedeți, da? Până ce mi arată 3 linii aici, 5G. E bun. Intră în apă. Păi asta aș încerc să fac, că vreau să mă duc mai lângă apă, să vă las telefonul ca voi să mă vedeți. Și să încerc să fiu în apă, să trec acest challenge. Frica de a te băga în apă rece. Să o accept. Aici deja prinde 4 linii. Vedem în apă acuși. Voi să-mi spuneți dacă mă vedeți bine, dacă nu mă vedeți. Dacă nu, atunci am să vă las aici. Deja 2 linii. Probabil acolo prinde rău. Dar hai să încercăm. Voi care sunteți acum și vă uitați, mai vedeți până ce, da? M-auziți bine? Încă de asta n-am făcut. Dar este o apă așa, mai să simți, parcă pește, știi, nu-i ca în țările unde te duci și te odihnești. Ca în Anglia. Iată, și la fel e frumos. Dacă să ne uităm, haideți să încerc să întorc camera. Cred că se vede ceva, da? Noi am fost noaptea pe acolo, dar și ziua e frumos. Iată, probabil eu aici am să las camera. Și voi de ce o să vă uitați, pentru că încolo deja e apă și vreau să mă dezbrac. Așa. Cum se vede? Se vede bine? Puneți un comentariu, ca să înțeleg. Eu intenționez să mă bag în apă. După care vin repede înapoi la voi. Am să-mi scot microfonul, probabil deja nu o să mă mai auziți. O să fiu la distanță. Am să-l fixez aici lângă cameră, microfonul. Guys, apa e foarte rece. Și afară e frig.
Guys, eu am plecat. Asta pentru mine este un challenge adevărat. Guys. Eu tot m-am bagat în apă. Nu e așa de rece cum mă așteptam, dar e rece. Iată, oamenii mă salută. Oamenii m-au văzut. M-au văzut oamenii cum m-am bagat în apă și mă salută. Cred că probabil m-au auzit încet. Așa. N-am vrut să mă bag foarte adânc pentru că văd că este acolo o chestie galbenă care probabil e vreun marcator ceva unde mai departe nu se poate să te bagi, nu știu ce e acela. Așa că am zis că mai bine mă bag până acolo. Nu e adânc. O trebuie să mă plec ca să mă bag în apă. Voi m-ați văzut apropo sau nu? Hai spuneți-o în comentariu, vreau să văd ce spuneți voi aici. Haideți să întorc camera. Așa. Voi m-ați văzut apropo sau nu? S-a văzut cum m-am băgat eu în apă? Sau... Și apropo, dacă vedeți voi ceva aici.
din minus screen. Nu m-ați văzut. E, cum așa n-ați văzut? Eu am vrut să filmez data asta și voi nu m-ați văzut. S-a văzut. Aha. Totuși cineva s-a uitat. Super. Foarte bine. Bine, dragilor, eu mă îmbrac repejor. Vă mai las să vă mai uitați la mare, să mai savurați marea. Eu vreau să mă îmbrac, mă duc la hotel să-mi iau micul dejun și ne vedem deja cât de la hotel. Vă mulțumesc că v-ați uitat, ați fost prezenți la gimnastică, la practica statului Picuie. Acum ați văzut și cum am băgat și-o mare, așa că vă întorc camera ca să savurați, să meditați puțin. Vă mulțumesc și o să ne vedem mai târziu. Puteți să savurați până și această priveliște frumoasă. Bine, guys. Mulțumesc că ați fost alături. Vă doresc o zi frumoasă, o zi productivă și ne vedem parcursul zilei. Ciao!